Prezidentul premierul de Senat, haideți să ascultăm premierul de Senat. Să înlocuiască guvernul Dăncilă. E o contradicție în atitudine, dar nu este surprinzătoare apariția unor contradicții în atitudinile publice. În mod evident, vă mărturisesc că mă așteptam la această poziție. Asta nu înseamnă că șansele de a reuși investitura guvernului nu rămâne în picioare. Continuăm negocierile individuale cu parlamentari independenți, parlamentari din, să zic, care se află în diferite situații. De asemenea, purtăm discuții individual cu parlamentari din PSD. Evident, nu purtăm nicio negociere instituțională cu PSD. Nu avem ce discuta cu PSD. Obiectivul nostru este să îndepărtăm de la putere rămășițele acestui guvern toxic care în fiecare zi mai face câte o nefăcută și care distruge sistemele publice, angajează cheltuieli pentru care nu există acoperire, fixează pe posturi clientela politică și creează criză după criză în fiecare minister. Repet mesajul pe care l-am transmis. Din punctul meu de vedere, lucrurile sunt foarte simple. Cine nu votează guvernul Partidului Național Liberal este, de fapt, cu PSD și cu Dăncilă. Și se face corresponsabil, pe de o parte, la păstrarea ilegitimă la putere a acestei rămășițe de guvern, care face numai prostii și numai lucruri care dăunează grav interesului general al României. Pe de altă parte, cine nu votează învestirea guvernului devine responsabil pentru inexistența unui guvern care să aibă capacitatea deplină de exercițiu și care să ia măsuri extrem de importante pentru România. Rectificarea bugetară, pregătirea pentru iarnă, evitarea dezangajării de fonduri europene, pregătirea negocierilor pentru viitorul exercițiu bugetar, pregătirea proiectului legii bugetului de stat și a proiectului legii bugetului asigurărilor sociale de stat, examenul de rezidențiat și toate celelalte incendii care există în diferite domenii de activitate guvernamentale. Victor Ponta susține în momentul de față că discuțiile pe ideea unui guvern minoritar sunt încheiate, este deschis la discuții însă pe ideea, pe scenariul unui guvern pluripartid. Formula cu care ne prezentăm în fața românilor este o formulă de guvern care este rezultatul discuțiilor cu mai mulți parteneri care au fost alături de noi și au asigurat succesul moțiunii de cenzură. De asemenea, parteneri cu care cei mai mulți dintre ei am fost în opoziție și ne-am luptat pentru impunerea pe agenda publică a unor teme extrem de importante pentru România și ne-am bătut să împiedicăm abuzurile și gravele derapaje ale PSD. Dacă astăzi unul dintre partidele care au votat moțiunea de cenzură preferă să rămână alături de Viorica Dăncilă, este problema acelui partid, nu este problema noastră. În ceea ce ne privește pe noi, am purtat negocieri cu toți ceilalți parteneri politici. Formula de guvern este o formulă care a fost agreată și acceptată prin intermediul unor înțelegeri politice negociate, care vor fi supuse ratificării Biroului Politic Național al Partidului Național Liberal și, în mod evident, celorlalte formațiuni politice cu care avem aceste înțelegeri și, sincer, nici nu mi-aș dori să guvernez alături de Victor Ponta. Ați vorbit în România de Victor Ponta și v-a spus că nu... De ce nu votează guvernul Orban? Deci, care sunt motivele? Ați avut ocazia să-l întrebați, eu acum nu vă dezvălui din discuții. Este un om de stânga, crede că el trebuie să poziționeze astfel, că probabil i-ar dăuna dacă ar vota un guvern al Partidului Național Liberal în perspectivă.
Evident, având niște argumente pe care personal pot să le înțeleg, dar nu pot să le accept, pentru că noi suntem aproape în stare de nevoie absolută de guvern. Ori cred că diferențierile de natură doctrinară sau de altă natură pălesc în fața nevoii de a avea un guvern legitim care să rezolve gravele probleme cu care se confruntă România. Dar l-ați întrebat cum ai da putut conviețui în USL dreapta cu stânga și acum nu mai poate? Vă dați seama că noi am pus astfel de întrebări. Nu puteam să pun eu această întrebare care am fost exact. Cel care singurul care am votat împotriva acestei alianțe toxice și care timp de 2 ani și ceva cât a durat această alianță l-am criticat pe premierul PSD mai mult probabil decât l-a criticat orice alt lider al așa zisei opoziției. Înainte de moțiunea de cenzură, a existat o înțelegere între partidele care votează moțiunea ca după acest moment să se voteze și un nou guvern? A existat o astfel de înțelegere verbală? Știți foarte bine că în perioada negocierilor pentru moțiunea de cenzură am spus public că nu ne-am înțeles pe toate aspectele. Și, pe de altă parte, vă readuc aminte. În alegerile pentru Parlamentul European, Partidul Național Liberal a dat un mesaj românilor simplu. Votați PNL, scăpați de PSD. Am inițiat moțiunea de cenzură în debutul sesiunii parlamentare și am dat jos guvernul PSD. Am anunțat că suntem pregătiți să ne angajăm răspunderea guvernării, să ne asumăm răspunderea guvernării într-o perioadă de criză în care nu ne așteaptă o guvernare liniștită, ci dimpotrivă o guvernare cu probleme stringente care trebuie rezolvate într-un timp cât mai scurt. La negocierile declanșate de președintele României, suntem singurul partid care a prezentat candidat de prim-ministru și care a anunțat public că este gata să-și asume răspunderea guvernării. Am inițiat procedurile de formare a guvernului și, în mod evident, ne vom prezenta în fața Parlamentului cu programul de guvernare și cu lista guvernului. Dar există o astfel de înțelegere? Repet întrebarea. Nu a existat. V-am dat răspunsul la această întrebare. Nu a existat o înțelegere precisă și un angajament al fiecărei formațiuni politice de a sprijini o formulă de guvernare. Pe de altă parte, toate pozițiile noastre publice și toate pozițiile pe care le-am avut în discuții, noi ni le-am respectat. Pot să vă spun că la ora actuală am angajat negocieri, așa cum am spus, sunt peste 25 de parlamentari cu care am purtat discuții până acum și care cred că ar putea fi convinși să vină să participe la votul de investitură și să voteze investirea guvernului. A spus că nu veți avea de negocieri instituționale cu PSD. Înțelegem totuși că ar putea să existe discuții cu președintele Camerei, președinții Camerei. Deci eu voi transmite o scrisoare, ca și prim-ministru desemnat, către președinții celor două camere, în care voi propune un calendar de investitură. Calendarul de investitură, normal că este, din punctul meu de vedere, fiind o nevoie urgentă pentru investirea guvernului, este un calendar cât mai rapid. Luni să fie birourile permanente reunite, luni după amiază și în cursul zilei de marți să fie audierea miniștrilor sau marți să fie audierea miniștrilor, iar miercuri să se convoace plenul pentru realizarea votului de investitură. Pentru investire e nevoie de vorum. Cum veți asigura acel vorum? Dacă vom avea suficienți parlamentari care să voteze investirea guvernului, vom avea și quorum. Pe de altă parte, mă îndoiesc că niște formațiuni politice care vor să mai facă politică în România, să mai obțină voturi de la români, ar putea să comită un gest atât de penibil încât să împiedice investirea guvernului prin boicotarea procedurală sau prin absența de la votul de investitură. Ar fi un comportament imatur, un comportament irresponsabil, un comportament în contradicție flagrantă cu interesele fundamentale pe care le are România astăzi. Cu cei de la PMP ați mai discutat? Nu are șanse foarte mari să treacă. Ce faceți în cazul unui eșec? Să nu anticipăm. Eu mă mențin încrezător, continuăm discuțiile. Am încredere că așa cum au existat 238 de parlamentari care au înțeles necesitatea
de a pune punct guvernării PSD, se vor găsi un număr suficient de parlamentari, minim 233, care să înțeleagă că este vital pentru România să aibă un guvern legitim. Domnule președinte, cu PMP ați mai discutat, pentru că au plecat ieri destul de supărați. Suntem în discuții și normal, sunt niște parteneri pe care îi respectăm, niște parteneri alături de care am luptat în opoziție pentru a ne susține punctele de vedere și am convingerea că, purtând în continuare discuții, Partidul Mișcarea Populară va susține învestirea guvernului. Există și unele nemulțumiri din partea USR legate de un nume de pe listă. Numele se referă la un potențial ocupant al portofoliului pe sănătate. Domnul, nu pot să vă dau un răspuns la această întrebare, pentru că, exact cum știu și cei de la USR, avem mai mulți candidați și, în mod evident, când vom lua decizia finală, vom ține cont de punctele de vedere exprimate de toți partenerii noștri în cursul acestor discuții. Veți prezenta lista cu miniștrii și președintelui Klaus Iohannis înainte de a valida în conducerea PNL? Partidul Național Liberal este în parteneriat cu președintele României și normal că ne consultăm cu președintele României în ceea ce privește cele mai importante decizii pentru România. Cu siguranță președintele României va cunoaște lista miniștrilor. Victor Ponta spunea că unul dintre motivele pentru care nu ar vota este că nu există consens. Pe de o parte, UDMR vrea alegeri locale într-un tur, cei de la PMP în două tururi. USR vrea desfințarea secției. Cum veți găsi consens? Dacă e să găsească cineva pretexte pentru a nu susține învestirea unui guvern, se pot găsi astfel de pretexte și domnul Ponta știe să argumenteze orice poziționare politică folosind astfel de pretexte. În cazul unei investiri cu succes, presupunem că reușiți să adunați numărul de voturi necesare pentru învestirea guvernului, cum veți reuși să guvernați timp de un an cu PMP, PSD și Pro-România ca opozanți? Prin dialog, prin negociere, nu numai cu formațiunile politice reprezentate în Parlament, ci și cu societatea civilă. Orice proiect de lege, orice decizie guvernamentală va fi rodul unor dezbateri publice și ele vor veni în întâmpinarea nevoilor românilor și în întâmpinarea nevoilor care există în fiecare domeniu de activitate. Iar aici am convingerea că și la nivelul Parlamentului, indiferent de jocurile politice care pot exista într-un moment sau altul, ceea ce este bine pentru români va fi susținut de majoritatea parlamentară. Vorbeați despre faptul că actualul executiv se angajează să facă cheltuieli, să promită cheltuieli pentru care nu există acoperire. Vă referiți și la cei 100 de lei majorare aceea pentru salariul minim de la 1 ianuarie 2020? V-am dat răspunsul la această întrebare. Deci nu mai au capacitatea și nu mai au fundamentul pentru a putea iniția decizii atât de importante pentru România cum e decizia de stabilire a salariului minim pe economie. Sunt un guvern demis prin moțiune de cenzură care trebuie doar să administreze treburile curente. Ca atare, să vii acum să promiți. Vom da răspunsul la întrebarea asta. Mulțumesc. Mare plăcere.